fost peste 80% prezent în sală, 80% din totalul persoanelor. Asta nu înseamnă că bărbații nu sunt interesați de menținerea sănătății atât a lor personale, cât și a partenerilor lor, deoarece se consideră că sănătatea și prosperitatea și tot ce înseamnă starea de bine într-o familie pornește întotdeauna de la partea feminină. Importanța calciului în menținerea sănătății feminine, deoarece acest calciu, deși este bine cunoscut, zic eu, totuși importanța lui câteodată a fost puțin minimalizată. Calciul este de o importanță foarte mare în funcționarea organismului. Partea foarte bună este că această companie online, prin bunăvoința domnului președinte, domnului Iulian, a adus în România un preparat foarte bun, de fapt două, să discutăm despre două preparate în minutele care urmează. Preparate pe bază de calciu, un preparat adresat în special doamnelor, celălalt preparat adresat la fel doamnelor, dar și doamnelor. Sigur, vorbind despre calciu, putem spune că Humphrey Davy și Jacob Berzelius au fost cei care, în anul 1808, descoperă acest foarte important element din viața noastră, care ulterior s-a dovedit a făcând parte din toată fiziologia și toată funcționalitatea organismului uman. Câteva cuvinte despre generale despre calciu. Putem spune că întreaga cantitate de calciu în organismul uman este între 1 și 1,2 kg. Cea mai mare parte a acestui calciu se găsește în oase și dinți, adică 99%. Sigur, mai rămâne 1% care este de importanță vitală și care practic ne dă nouă de femeilor și bărbaților, ne dau ulterior simptomatologiile specifice ale unei hiperproducții sau unei hipoproducții a unui deficit de calciu. În ceea ce privește fiziologia calciului, putem spune că absorpția, deci trecerea calciului din ceea ce ingerăm, din ceea ce mâncăm, în organismul uman, se face în prima parte a intestinului și mai puțin în partea a treia, deci în primele două părți, mai puțin în partea a treia, bine omul. De asemenea, putem spune că acest calciu nu poate fi produs de către organism, ci el trebuie să fie adus din alimentație sau din produsele naturale. Cum spuneam puțin mai înainte, calciul reprezintă unul dintre componentele principale ale fiziologiei organismului uman. 21% din întreaga cantitate de calciu din oase este resorbită și refăcută în fiecare an. Deci, calciul din oasele noastre nu este la fel cu acel calciu care îl aveam în urmă cu ani și ani. El, la un anumit moment, se topește între ghilimele și se reface. Acest fenomen este un fenomen foarte dinamic. El se întâmplă permanent. Iar orice dereglare în acest mecanism de pierdere a substanțelor osoase în balanță cu refacerea osoasă poate să ne dea naștere la o simptomatologie caracteristică și anume o simptomatologie de lipsă de calciu pe care mulți dintre dumneavoastră o știu sau chiar au avut această lipsă de calciu. Pe de altă parte, odată cu trecerea timpului, pentru că din păcate nu tinerim și din păcate câștigăm potențial biologic, ca să nu mai exprim altfel, se pare că refacerea cantității de calciu din oase nu mai ține pasul cu pierderea cantității de calciu din oase. Cu alte cuvinte, când suntem tineri, atât cât pierdem
masa osoasă, atât ar reface înapoi după sigur cum consum normal de calciu provenit din alimentație sau din produsele naturale. Pe măsură ce trece timpul, se pare că această refacere a cantității de calciu din masă, 99% din masă osoasă, din cantitatea de calciu se găsește în oase și dinți, se pare că această cantitate scade cu aproximativ 1% de an, astfel încât după vârsta de 50 de ani, concentrația din oase s-a diminuat cu 30%, iar după 70 de ani, cu 50% este și explicația în care fracturile sunt mult mai frecvente la persoanele, în general, trecute de 70 de ani. Dar și mai bine. Depinde de această cantitate de calciu care se pierde și care se reface și care se depune în oase sau nu. Mergem mai departe. Vorbeam de cele 99% din cantitatea de cei 99% din cantitatea de calciu a organismului care se află în oase și dinți, dar a mai rămas 1%. Ce se întâmplă cu acest 1%? Acest 1% se află în toate lichidele organismului, inclusiv în sânge, acest 1% care este foarte important și care practic ne dă nouă simptomatologia specifică unei hipocalcemii, adică unei cantități mai mici de calciu din organism. Ce face acest 1%? Este foarte important și practic multe din bolile organismului uman pot fi atribuite unei scăderi a cantității de calciu. De aceea, în momentul în care mergem la analize, una dintre analizele quasi-constante pe care o recomandă medicii este calcemia. Și mai ales la persoane care au un potențial de tulburări cardiace sau chiar au o patologie cardiacă. Și putem spune în acest sens că acest calciu este foarte important pentru că el coordonează bătăile inimii. Le coordonează și nu le generează. Le generează un anumit sistem autonom, sistem electric autonom al inimii, dar coordonarea vine din acest joc al concentrației de calciu din sânge. Haideți să mai vedem în afară de această reglare a bătăilor corpului, ce mai face acest 1% din calciu de organism. Coordonează circulația sanguină prin reglarea activității de contracție a inimii. Cu alte cuvinte, inima bate mai încet sau bate mai tare, inclusiv în funcție de concentrația de calciu a organismului, acest 1% din interiorul organismului. Consecințele unei activități scăzute în contracția mușchiului inimii, inima bătând mai încet, circulația sângelui în organism este mai înceată, în așa fel încât favorizează depunerea fracțiunilor grase a colesterolului în vasele de sânge. Iată deci niște consecințe pe care poate să le aibă o scădere a concentrației a cantității de calciu din organism, și anume depunerea acestor grăsimi de peretele vaselor cu formarea ateromatozei. Care, sigur, ateromatoza, după cum foarte bine știți, este implicată inclusiv în producerea accidentelor vasculare cerebrale, a infarctului de miocard și așa mai departe. Iată că toate pot să aibă și un punct de plecare de la acest nivel scăzut de calciu din organism. Ce mai face acest calciu? Participă la transmiterea impulsurilor sistemului nervos, participă la contracția și relaxarea mușchilor și, de asemenea, participă la procesul de coagulare a sângelui. Cu alte cuvinte, niște lucruri fiziologice extrem de importante pentru organismul uman. Și pentru că am făcut această mică introducere a calciului, a ceea ce face acest element foarte important pentru sănătatea organismului uman, o să trec la
o compoziție a unui produs natural foarte important, pe care noi îl avem de la compania Eventime. Această compoziție e foarte importantă datorită faptului că este natural. Nimic nu este sintetic în aceste produse, în general în toate produsele, mai cu seamă în aceste produse. Și acum vom vorbi câteva cuvinte despre rădăcina de iam sau cartoful dulce. Deși se mai spune cartoful dulce, să știți că nu face parte din aceeași familie cu cartoful nostru, pe care îl folosim și cunoaștem la lumea, fac parte din familii diferite, dar au în comun faptul că atât iamul cât și cartoful au tuberculi comestibil, deci se poate mânca. Caracteristica principală a acestei rădăcini de iam este reprezentată de marea valoare nutritivă, conținând glucoză, proteine, minerale, vitamine și, în special, calciu. De exemplu, în Orient, această rădăcină de iam este folosită în aproape toate dietele terapeutice care se indică, să știți că în Orient, în special, primul lucru când mergi la un medic, se recomandă să fie o anumită dietă în funcție de boala pe care o ai și după aceea se intervine terapeutul, ceea ce este și de fapt și logic. Mergem mai departe. O altă caracteristică a acestei rădăcini de iam este faptul că este bogată în potasiu și săracă în sodiu. Foarte important pentru, dacă vreți, pentru funcționalitatea inimii. Știți că sodiu este foarte bun, fără sodiu nu putem să trăim, fără sare nu putem să trăim, dar există situații în care această cantitate de sodiu trebuie redusă. Și mai ales în cazul patologiilor cardiovasculare, hipertensive. De asemenea, pe lângă această cantitate de calciu pe care o conține, rădăcina de iam este sursa obținerei de diorgenin, o substanță din care se sintetizează o serie de produse care sunt folosite mai ales în patologia endocrină. Iată deci că această rădăcină, foarte cunoscută în Orient, mai puțin cunoscută la noi, este importantă datorită virtuților terapeutice deosebite pe care o are. Spuneam la început că o să mă refer pentru, în prima parte a expunerii mele, a întâlnirii noastre de astăzi, despre două produse, estrobiocalciu și locomotor biocalciu. De ce se numește estrobiocalciu, după cum spuneam în doctor Platinia, puțin mai înainte, primul produs din stânga conține un fitoestrogen despre care o să discutăm la momentul respectiv. Un fitoestrogen, ce înseamnă estrogen? Estrogenul este unul dintre cei doi hormoni pe care se trădește întreaga viață a unei femei. Estrogenul și progesteronul. Ele se află într-un balans, exact ca în medicina tradițională chineză, există yin și yang, există zi-noapte, există frumos urât. Așa este și acest balans între estrogen și progesteron, cei doi hormoni feminin, când unul urcă, celălalt coboară și invers. Toate bune și frumoase, numai că de la o anumită vârstă, care depinde de biologia fiecare persoane în parte, acest echilibru normal se rupe. Și apare la un anumit moment o scădere în cantitatea de estrogen și în cantitatea de progesteron, este specifică apropierii perioadei de menopauză, și atunci lucrurile ar trebui corectate. Sigur, există în acest moment posibilitatea unei terapii sintetice cu hormon de sinteză care să conțină atât estrogen cât și progesteron, dar mai nou, tendința este de a apela din ce în ce mai des la aceste produse naturale care au acești estrogeni extrași din plantă. Practic, efectul lor este același ca și al estrogenilor sintetici,
cu deosebirea că, deci un efect, cu deosebirea că efectele secundare sunt aproape zero, deci fără efecte secundare notabile asupra organismului. Spun aproape pentru că și aici trebuie de respectat o anumită doză și o anumită indicație. În general, se pot lua fitoestrogen preventiv și în perioada de maximă activitate menstruală, adică când cei doi hormoni, estradiol, estrogen și progesteron, sunt la cote normale. O să mă întrebați de ce, dacă o doamnă, de exemplu, are o cantitate normală de estrogen, de ce îi mai trebuie fitoestrogen sau de ce să-i mai recomandăm fitoestrogen? E, dacă această întrebare era pusă înainte de 1989, sigur că răspunsul era da, nu trebuie să folosim fitoestrogen înainte de menopauză. Răspunsul s-a modificat între timp. De ce s-a modificat? Datorită alimentației noastre. Alimentație care, prin diversificarea ei și prin creșterea tehnologiei alimentare de producție a alimentelor și prin creșterea consumului de produse animaliere și de lapte, s-a ajuns la concluzia că o parte din estrogenii corpului feminin și, din păcate, și al celor masculini, sunt reprezentați de estrogeni proveniți din alimentație. Acești estrogeni se numesc xenoestrogeni. Xenoestrogeni care pur și simplu ocupă locul estrogenilor normale, acestor hormoni normali feminini. Ce face fitoestrogenii? Pur și simplu scoate aceste reziduri din alimentație și lasă loc hormonilor naturale a organismului să-și facă treaba. Asta în perioada în care cantitatea aceasta de hormon estrogen, este cât progesteron, este prezentă în organismul femeilor. Adică în perioada în care femeile au menstruație. În condițiile în care menstruația dispare, în condițiile în care doamnele intră la menopauză, sigur, acești fitoestrogeni sunt buni ca și aport, deci ca și lucru care nu mai există în organism. De aceea putem spune că estrobiocalciul este un produs care poate fi luat în cantități mai mici în perioada de menstruație, în cantități mai mari după ce aceasta dispare, adică în perioada de menopauză. Ce conține estrobiocalciu? Conține calciu, conține zinc și conține pueramin, care este acest fitoestrogen despre care vă vorbeam puțin mai repede. Iată cu un efect foarte bun și din experiența mea, prescris la multe paciente. O să vedem puțin mai încolo și indicațiile pentru care le-am prescris acest produs. Sigur, aici sunt niște lucruri destul de interesante. Puerarea lopata, denumită și puțu în Extremul Orient. S-au făcut și studii pe această plantă. De exemplu, Harvard Medical School sau Școala Medicală de la Harvard a studiat această plantă și a emis o serie de studii clinice prin care se arată efectul deosebit de bun de curățire a organismului. Și când mă refer aici organismului la femeie, mă refer în special de organele genitale, organele și de sânt. Deci, practic, au un efect de curățire, scot toxinele din organism, lăsând în loc hormonilor naturale organismului să-și facă treaba pentru că ele acolo acționează acești hormoni. Vorbeam puțin mai înainte de menopauză și spuneam că este unul dintre componentele principale terapeutice care se indică la menopauză, în special când menopauza este mai zgomotoasă. Pentru că există doamne la care menopauza este suportabilă, rece mai ușor, fenomenele care apar sunt mai blânde. Există anumite persoane care, aproape de disperare ajutor, datorită faptului că viața lor se schimbă radical. Și atunci, și într-un caz și în altul, este de recomandat să se utilizeze acești fitoestrogeni. Și, în special, acest produs, care combină calciu și cu zincul
lucru foarte bine știți, este un element extrem de important în păstrarea imunității organismului. Deci, un organism care primește din când în când o mică cantitate de zinc, este un organism care va trece mai ușor peste anotimpurile reci, va trece mai ușor peste diferențele mari de temperatură, pentru că vedeți că acum sunt 15 grade, acum sunt minus 15. Da? Deci imunitatea este stimulată de prezența acestui foarte important mineral. În combinație cu calciu și în combinație cu fitoestrogenul, această combinație, acest triou din acest produs, face altceva decât să recreze funcționalitatea normală din punct de vedere genital și imunitar la nivelul organismului feminin. Da, spuneam de medicina tradițională de Orient, medicina tradițională chineză, cursul este considerat una dintre cele 50 cele mai importante plante terapeutice. Se folosește și imunitar. Alte efecte. Îmbunătățește calitatea pielii. Este și normal. Aducând un curs de estrogen sau scoțând estrogenii care nu sunt sănătoși din organismul femei, pentru că totdeauna când vedem un chip luminos, o față rabin, totdeauna ne gândim că acel echilibru hormonal din interiorul persoanei este foarte bun. În momentul în care apare un dezechilibru hormonal, unul dintre efectele secundare se observă la nivelul pielii. De aceea, la persoanele care au luat, de exemplu, estrogeocalciu, s-a considerat și s-a văzut o îmbunătățire radicală a aspectului tenului, tenul devine mai luminos. Efect reglator al ciclului menstrual și de diminuare a durerilor din această perioadă. Una dintre patologiile cu care noi ne întâlnim frecvent, în spital, în clinică, una dintre aceste patologii este reprezentată de durere la menstruație. Durere la menstruație care pot fi mici, moderate sau chiar foarte mari. Prin utilizarea acestui produs s-a constatat multe efecte benefice. De asemenea, asupra sindromului de post-partum, care are și un efect bun al acestui produs. Când este indicat să luăm estrogenul calciu? Preventiv. Atunci când aportul de calciu nu este unul tocmai bun, când consumul de produse lactate nu este unul pe măsură, atunci este indicat să luăm. În cazul sindromului premenstrual și al durerilor menstruale, este exact subiectul despre care v-am vorbit în urmă cu câteva secunde. De asemenea, pentru a menține noaptea de tânără, am văzut că aspectul tenului este în corelație perfectă sistemul endocrin. Un sistem endocrin echilibrat înseamnă un ten luminos și foarte bun. De asemenea, de aceea, orice tratament estetic la nivelul feței trebuie început și după aceea continua cu o mică reglare din punct de vedere hormonal. Pentru că dacă nu, efectul se poate obține după unui tratament, dar nu este regulat. Astfel încât putem spune că estrobiocalcium este un produs complex, este un produs care poate fi utilizat în special după vârsta de 30 de ani, în scop preventiv, dar și curativ, după cum ați văzut, în unele situații. Adică 1-2 capsule pe zi, până la vârsta de 45 de ani, se poate urca până la 2 sau 3 capsule pe zi, în condițiile, și sigur, doza poate să fie crescută temporar. Sunt cazuri în care este nevoie de o cantitate mai mare într-o anumită afecțiune care se numește, de exemplu, endometrioza, nu știu dacă ați auzit de ea. Endometrioza este o afecțiune din păcate destul de frecventă la femei, care dă niște dureri menstruale foarte mari, în care femeile sunt predispuse la formarea de chiști, ovarieni. Sigur, cantitatea de estrogenul trebuie să fie
mai crescută în față decât recomandă producătorul, dar cu o supraveghere medicală, pentru că atunci lucrurile se mai complică. Dar pentru consumul privat, pentru consumul dumneavoastră, de exemplu, este foarte important să respectați aceste doze pe care producătorul le propune, pentru că sunt doze la care nu se poate întâmpla nimic rău, ci numai efecte pozitive. Pe de altă parte, fructele estrogene este și că nu au efecte secundare. În momentul în care apar efecte secundare de la fructele estrogene, se pare că nu de acolo au venit aceste efecte secundare, sau dacă au apărut, atunci trebuie de examinat cu foarte mare atenție cauza. Sigur, ca să nu lăsăm și partea masculină la umbră, o să vorbim despre al doilea produs care se numește locomotorul biocalciu. Sigur, locomotorul biocalciu poate să fie luat și de către doamne, fără niciun fel de problemă. Estrobiocalciu nu este recomandat să fie luat bărbații, da? Bărbații nu au nevoie de estrogen, decât într-o mică cantitate. Bărbații au nevoie de testosteron, au nevoie de alte componente. Locomotorul biocalciu este un produs care se adresează îndeoseb persoanelor care au afecțiuni articulare. Sigur, combinat cu aceste centruri de turmalină care sunt, după cum ați spus, extrem de utile, combinația dintre centura de turmalină aplicată pe articulații și locomotorul biocalciu nu face altceva decât să îmbunătățească efectul curativ de ameliorare a durerilor articulare. Ce conține locomotorul biocalciu? Conține acel calciu conținut din rădăcina de gra. Conține turmeric sau curcuma, cred că ați auzit, este turmeric și aloe vera. Turmericul ameliorează durerile osoase și articulare, iar aloe vera crește absorbția calciului la nivelul intestinului și mai are un rol important de asigurarea unei lubrificări normale a articulațiilor. Și o să vedem puțin mai încolo un alt produs deosebit de important care asigură această lubrificare a articulațiilor. Este vorba de complexul omega 3, 6 și 9. Câteva cuvinte despre turmeric. Sunt 61 de studii complete despre această plantă absolut deosebită. Efecte antibacteriene, antifungice, de îmbunătățire a circulației și mai ales locale și un efect foarte bun antalgic. După cum vă spuneam, locomotorul biocalciu reduce durerile și inflamațiile articulare dintr-o serie de boli, o serie de patologii reprezentate de reumatism, de gută, artroze, artrite, luxație, întorsă și fracturi. Lista nu este completă, am putea adăuga orice fel de altă patologie la nivelul articulațiilor, beneficiază de acest tratament. Cum se ia locomotorul biocalciu, ca și prevenție provocată de pe zi, în apropiere de articulare 3 până la 6 tablete pe zi. Da? Este un produs care este recomandat în puțin vegetarianilor. Sigur, un produs cu o calitate deosebită. La un încercat personal este foarte bun. Cât mai am, mai am și pentru omega. Am spațiul al Academiei, o să vă spun câteva cuvinte despre un produs pe care și l-am consumat și l-am recomandat. Este vorba de Omega Essentials. O să vă spun câteva cuvinte fără să mai utilizez slide-urile. Este un produs care se adresează atât persoanelor care nu au niciun fel de problemă din punct de vedere al metabolismului lipidic, dar și persoanelor care au asemenea un